prieten, vă invit alături de mine să facem câteva fotografii de stradă și ca să îngreunăm puțin lucrurile, o să facem asta folosind un Nikon D5100 și obiectivul de kit 1855. Aparatul este vechi spre foarte vechi, iar obiectivul este unul dintre cele mai blamate obiective de pe piață. Deci, haideți să vedem dacă încă mai poate face față acest aparat. Am ales un oraș potrivit pentru așa ceva, sunt în Brașov, așa că haideți să începem. Referitor la setări, o să încep prin a utiliza modul manual, dar asta doar în situațiile în care timpul îmi permite să ajustez toți cei 3 parametri ISO, timp de expunere și diafragmă. În rest, voi utiliza modul semi-automat cu prioritate de diafragmă. În acest mod, eu aleg valoarea diafragmei pe care o doresc, o valoare ISO, iar aparatul va alege automat un timp de expunere, astfel încât fotografia mea să iasă expusă corect. Afară este o zi însorită, este foarte multă lumină, dar voi alege o valoare ISO peste 200, pentru că la un moment dat este posibil să închid diafragma și mai mult și să mă asigur în acest fel că aparatul nu va alege un timp de expunere lung și astfel fotografiile mele să iasă mișcate. O regulă de compoziție pe care o puteți utiliza foarte ușor în fotografia de stradă este reframing-ul. Vă puteți folosi de arcade astfel încât să reîncadrați subiectul și astfel aveți o ramă naturală în fotografie. După ce am făcut setările, îmi aleg un subiect. Niciodată nu ar trebui să punem aparatul la ochi și să facem o fotografie dacă nu am stabilit cu claritate dinainte care este subiectul. Iar după ce aleg subiectul și ce vreau să fotografiez, sunt atent la lumina care pică pe subiect, pentru că în funcție de lumină fac setările. Am făcut setările, iar apoi sunt atent la ce includ în cadru, la elementele pe care le includ și care se află în spatele subiectului, pentru că de foarte multe ori includem elemente care pot distrage atenția de la subiect și nu ne dorim lucrul acesta. Trebuie să vă spun că aici în Brașov s-a născut unul dintre cei mai influenți fotografi din lume și pentru că s-a născut aici, părinții au pus numele Brașai. Exact așa îl puteți căuta pe Google, Brașai, unul dintre cei mai buni fotografi din lume, care apoi s-a stabilit, bineînțeles, la Paris, la scurt timp după ce s-a născut, părinții s-au stabilit împreună cu el la Paris și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți fotografi din Paris, a fost numit chiar Ochii Parisului. Niște fotografii senzaționale realizate de el puteți găsi pe net. Dați un search, căutați-le pentru că sunt o adevărată lecție de educație vizuală. Fotografiind totuși cu un aparat atât de vechi, cum este Nikon D5100, lucrurile devin puțin incomode pentru că, în primul rând, aparatul este zgomotos, nu mă pot apropia foarte mult de oameni pentru că atrag atenția. Nici obiectivul nu mă ajută pentru că cea mai mare focală este de 55 mm, deci nu pot apropia foarte mult. Așadar, voi încerca să compun imaginile, să folosesc tehnici de compoziție astfel încât să fotografiez puțin mai de la depărtare.
În fotografia de stradă avem foarte multă geometrie, iar geometria în fotografie este foarte acceptată de către privitori pentru că face o imagine să fie cât mai plăcută. De aceea vă recomand să fiți atenți la muchile clădirilor și la formele geometrice, pentru că dacă nu încadrați corect, fotografia voastră poate părea înclinată sau strâmbă. De aceea fiți atenți la muchii, la liniile drepte, pentru că în funcție de ele puteți îndrepta fotografia și puteți încadra cât mai bine. De asemenea, umbrele, contrastul sau culoarea joacă un rol extrem de important. La amiază, când soarele este sus pe cer, avem umbre și contraste puternice. Nu este recomandat să fotografiem la această oră, dar putem fi creativi și ne putem folosi de umbre și de contrast pentru a obține niște imagini plăcute. Atunci când fotografiem cu un DSLR, vă sfătuiesc să fotografiați uitându-vă prin viewfinder, pentru că astfel aparatul focalizează mult mai rapid. Aparatul meu are o vechime de peste 10 ani și este greu oricum în focalizare, dar am ales să fotografiez uitându-mă pe display-ul aparatului, că am vrut să vă arăt și vouă să vedeți fiecare cadru în parte pe care îl aleg. În concluzie, se poate spune că aparatul nu este atât de rău și nici obiectivul. Contează cu siguranță tehnologia și cu cât aparatul este mai performant, ne ajută să obținem fotografii cu un zoom de imagine mai scăzut atunci când fotografiem în condiții de iluminare slabă sau să ne ofere o acuratețe mai bună a culorilor și, de ce nu, o rapiditate în autofocus. Dar dacă suntem puțin creativi și rădători cu astfel de aparate mai vechi, putem obține fotografii bune. Prieteni, acesta a fost clipul de astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat până aici. M-ar ajuta foarte mult să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că în curând ne vom vedea într-un nou clip despre fotografie. Iar dacă v-a plăcut acest clip, puteți apăsa și pe butonul de like și să-mi lăsați un comentariu să-mi spuneți dacă v-au plăcut fotografiile.